Următoarele două sesiuni va fi într-un fel un subiect mai fierbinte, nu pentru noi, mai fierbinte pentru că diavolul e un scamator. Deci diavolul este un scamator, el a analizat omul, știe Biblia mai bine decât noi toți. Diavolul știe importanța Duhului Sfânt în viețile noastre. Dacă citiți, de exemplu, cărțile puritanilor, în special, de exemplu, Pneumatologia scrisă de John Owen, el zicea că întreaga viață a Bisericii și a credinciosului se bazează pe o dependență totală de Duhul Sfânt. Nu există nimic bun care să putem realiza fără Duhul Sfânt. Fie că e vorba de sfințire, de slujire și așa mai departe. Pentru că diavolul știe lucrul acesta și știe cât de importantă este lucrarea Duhului Sfânt. Vezi că cam în ultima sută de ani și-a dat toate străduințele ca să caricaturizeze, ca să afecteze într-un fel lucrarea Duhului Sfânt. Și astăzi avem cu ajutorul mass media YouTube-ului o grămadă de exemple și de oameni care la propriu își bat joc de lucrarea Duhului Sfânt, pretinzând că au lucrarea Duhului Sfânt, chemând pe alții să intre în acea lucrare a Duhului Sfânt și prin efectul de pendul, că asta e șmecheria diavolului și scamatoria lui, prin efectul de pendul, oamenii care au puțină minte în cap, spune nouă, nu ne trebuie așa ceva, așa că noi o să vorbim mai puțin despre Duhul Sfânt. Las că El lucrează din umbră, oricum vedem în Biblie că El trebuie să-L proslăvească pe Domnul Iisus, nu trebuie să ne preocupăm noi de El, El o să vină când e nevoie. Însă eu vreau să reiterez, să subliniez această idee, foarte importantă, lucrarea Duhului Sfânt este fundamentală. Fundamentală pentru viața personală și pentru viața bisericii. Și în această sesiune aș vrea să vă vorbesc din Cartea Coloseni, capitolul 1, și vă invit să deschideți dacă aveți scripturile, sau să deschideți aplicațiile. Când o să înceapă ăștia să ne urmărească pe citim Biblia, să ne persecute pentru asta, o să revenim la cărțile scrise, ca să n-au nici cipuri, nici camere, nici nimic. Da? Sau nu urmăresc. Da. Coloseni, capitolul 1, versetul 9, dar puțin contextul. De la versetul 3 până la versetul 8, Apostolul Pavel face o rugăciune de mulțumire către Dumnezeu pentru că a auzit despre convertirea fraților din Colose. Da? Despre faptul că ei s-au întors la Dumnezeu, erau mântuiți. Despre asta este vorba. De la versetul 9 la versetul 12 este o rugăciune de mijlocire. E aceeași rugăciune, prima parte este mulțumire, a doua parte este mijlocire. Și în această rugăciune de mijlocire, Pavel se roagă, versetul 9, de aceea și noi de când am auzit aceste lucruri, adică că ei au fost convertiți prin Evanghelie, prin lucrarea lui Epafras, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți. Și stați la cuvântul acesta, o umpleți de cunoștința voiei lui și de orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Este cuvântul care vine de la Duhul Sfânt, da? Duhul Sfânt vine să aduce lumină, înțelepciune, pricepere, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei lui, pentru orice răbdare și de lungă răbdare, cu bucurie, mulțumim Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea Sfinților în lumină. Amin. Și vom desface pasajul acesta foarte simplu în această sesiune, să înțelegem ce spune Sfânta Scriptură despre umplerea pe care o face Duhul Sfânt. Acum, Sfânta Scriptură veți vedea, dacă citiți Cartea Faptelor Apostolilor, ceva diferit despre umplerea cu Duhul Sfânt. În Faptele Apostolilor găsiți niște umpleri spontane pentru anumite lucrări pe care trebuiau să le facă apostolii atunci. De exemplu, Fapte, capitolul 4, când Petru stă în fața Sinedriului care trage la răspundere pentru o vindecare făcută, Scriptura spune, Petru fiind umplut de Duhul Sfânt, a zis. Nu zice Petru umplut de Duhul Sfânt sau umplut de bucurie, a început să aibă de lungă răbdare, bucuria, pacea, facerea de bine credincioșa, nimic din roada Duhului Sfânt. Ci a fost umplut pentru a face o lucrare, o slujire pe care trebuia să o facă atunci. Fapte 4:31 spune, toată biserica s-a rugat lui Dumnezeu, după ce s-au rugat ei, toți s-au umplut de Duh și au vestit cuvântul cu îndrăzneală. Sau Pavel, la un moment dat, când Elima Vrăjitorul încearcă să amăgească pe un dregător ce asculta Evanghelia, Pavel, umplut de Duhul Sfânt, l-a mustrat pe omul acela care a fost și orbit în situația respectivă. Deci vedem în Faptele Apostolilor o umplere a Duhului Sfânt spontană pentru o anumită slujire. În schimb, când citim pasaje doctrinare, ca Filipeni, Coloseni, Efeseni, găsim niște umpleri cu Duhul Sfânt
care nu sunt spontane, ci sunt niște umpluri cu Duhul, sunt progresive. Se înțelege diferența dintre spontan și progresiv, da? Spontan înseamnă am băut acum repede paharul cu apă, progresiv înseamnă că beau câte puțin, timp de un ceas, tot beau, da? În fapt este spontan, în epistole găsim o umplere cu Duhul, sunt dorită pentru toată biserica, care este o lucrare progresivă, care se face de-a lungul timpului, da? Și acum, aș vrea să subliniez câteva aspecte înainte să ne uităm a propriu zis, la tot ce spune Pavel despre umplerea aceasta cu Duhul Sfânt. În primul rând, Pavel crede că umplerea aceasta pe care o face Duhul Sfânt, sunt pasaje paralele, de exemplu, Coloseni, capitolul 3 vorbește iar despre a fi locuiți de Cuvântul lui Dumnezeu, Efeseni, capitolul 5, știți pasajul, nu vă bătați de vinci, fiți plini sau umpluți, este un verb acolo, fiți umpluți de Duh, un imperativ prezent continuu, da? Fiți umpluți de Duhul Sfânt. Filipeni, capitolul 1, Pavel face o rugăciune similară, într-un context similar. Versetul 11 spune, umpluți de roada neprihănirii prin Iisus Hristos spre slava și lauda lui Dumnezeu. Indiferent de pasajul pe care le citești, vei vedea că această umplere este necesară și că ea este făcută de Duhul Sfânt. Primul aspect pe care vreau să vi-l spun în această dimineață este că umplerea cu Duhul Sfânt este fundamentală, este vitală, este crucială, este esențială. Nu poți să trăiești viața de creștin în tot ce înseamnă ea, sfințire, slujire, fără Duhul Sfânt. Nu se poate. Este fundamentală. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că simpla ordine a pericopelor, a acestor porțiuni de pasaj arată lucrul acesta. Pavel spune, v-ați convertit, primul lucru care îl doresc pentru voi este să fiți umpluți în mod continuu de Duhul Sfânt. Ea este absolut necesară. Vrei să trăiești o viață de creștin, trebuie să fii umplut cu Duhul Sfânt. Vedem ce înseamnă lucrul acesta. În al doilea rând, și aici este o confuzie majoră, umplerea cu Duhul Sfânt este necesară pentru toți credincioșii. Pavel nu face nicio diferențiere ce să spună, auziți, tinerii din biserică nu prea au nevoie de Duhul Sfânt, că ce să facă ei cu Duhul Sfânt? Ne rugăm ca prezbiterii să fie umpluți cu Duhul Sfânt, ne rugăm ca frații de la închinare să se umple cu Duhul Sfânt, nu? Că nu tot ce facem aici ar fi închinare. De, nu știu, el spune ascultat, de aceea și noi din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi, fără niciun fel de diferențiere. Nu face nicio diferențiere acolo. Toți aveau nevoie de această umplere cu Duhul Sfânt. Și vom vedea de ce nu doar slujitorii au nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt, înțelegând care este natura sau ce înseamnă această umplere. Deci ea este absolut necesară. Este pentru toți credincioșii. În al treilea rând este condiția trăirii noi în slujire și sfințire. Uitați, după aceea ne spune ce face umplerea asta. Ne purtăm într-un chip vrednic de Domnul. Versetul 10. Suntem plăcuți în orice lucru. Aducem roade, fapte bune, creștem în cunoștința lui Dumnezeu, suntem întăriți cu toată puterea, avem răbdare, îndelungă răbdare, bucurie, mulțumim Tatălui. Tot ce descrie Apostolul Pavel după aceea este un rezultat, un efect al umplerii cu Duhul Sfânt sau al plinătății Duhului Sfânt, da? Este condiția trăirii noi. În al patrulea rând, vedem că aceasta este o doctrină apostolică primară peste tot. Pavel, găsiți în Filipeni, Coloseni, Efeseni, în Romani, în Tesaloniceni, găsiți cuvântul în sine, cuvântul umplut. La ori îl găsești la imperativ, prezent continuu, ori găsești la alt timp, dar găsești această realitate. Pavel dorește această realitate și în special o găsești prezentată în rugăciune. Pavel se roagă ca ei să fie umpluți cu Duhul Sfânt, da? Se roagă ca ei să fie umpluți cu Duhul Sfânt. Este o doctrină apostolică primară. Este dorința apostolului. Este dorința apostolului neamurilor pentru toate bisericile. Când găsești că se roagă pentru cei din Filip, se roagă pentru cei din Colose, se roagă pentru cei din Tesalonic, se roagă pentru cei din Roma, înțelegi că vrea ca toate bisericile să aibă această umplere. Și acum vreau să vă spun, faptul că unii caricaturizează lucrarea Duhului Sfânt sau umplerea cu Duhul Sfânt, faptul că unii abuză sau li se pare că abuză de adevărată lucrarea Duhului Sfânt, faptul că la unii vedem tot felul de lucruri, nu înseamnă că noi ar trebui să fugim și să respingem ceva ce Dumnezeu dorește pentru noi. Ceva ce este vital și crucial pentru noi, da? Aceasta este dorința Apostolului Pavel pentru noi. Apoi vedem că aceasta este necesară pentru toată viața. Necesară pentru toată viața. De ce zic lucrul ăsta? Pavel spune, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm. Nu știm cât timp a trecut, da? De zile sau nu știm cât timp a trecut. Acum eu vă întreb, credeți că Dumnezeu l-a ascultat pe Pavel? Ce credeți? Sunteți siguri? Dacă l-a ascultat, de ce nu înceta să se roage? Asta se cheamă stăruința după Duhul Sfânt.
Dar știți care e varianta biblică a stăruinței după Duhul Sfânt? Să vă spun varianta ușoară. Ne strângem toți la o seară, pentru că Doamne, plină cu Duhul Sfânt. Gata, ne-am umplut și pe aia trăim cum vrem noi, da? Sau, am fost umplut, am rezolvat-o și pe asta. Stăruința adevărată nu este să stăruiești o dată pentru totdeauna. Stăruința adevărată este în fiecare zi să te rogi lui Dumnezeu conștient că nu poți să faci nimic despărțit de Hristos prin Duhul Sfânt, să te rogi în fiecare zi ca Dumnezeu să lucreze această plinătate în tine. Înțelegeți? E mult mai grea varianta, mult mai grea varianta asta. De ce? Că asta înseamnă o viață disciplinată de rugăciune, asta înseamnă o viață disciplinată în Cuvântul lui Dumnezeu, asta înseamnă o viață disciplinată în relație cu Biserica. Repet, e mult mai ușor să faci o treabă odată pentru totdeauna. Crezi tu că ai făcut odată pentru totdeauna? În fapt n-ai făcut nimic decât să te înșeli pe tine însuți, să crezi că te-ai umplut atât de mult, de fapt că Duhul Sfânt ar fi un fel de substanță, te-ai umplut atât de mult și nu mai ai nevoie de nimic. Am încărcat bateria, merg așa câteva ani de zile. Nu există așa ceva. Duhul Sfânt nu este o substanță. Când găsim în Scriptură, și confuzia este dată și de neînțelegerea termenului umplut. Vreau să vă întreb, un credincios unde are Duhul Sfânt? În el, peste el, unde-i Duhul Sfânt? Unde-i Duhul Sfânt? În noi e Duhul Sfânt. Când Duhul Sfânt ne umple, de unde ne umple? Deci nu e ca paharul ăsta, da? Torn din exterior în interior. În primul rând, nu pot să folosesc imaginea asta pentru umplerea cu Duhul Sfânt din două motive. În primul rând, că Duhul Sfânt nu e o substanță pe care să o torn. Eu nu sunt un vas, adică un așa, în care să pui o substanță. Duhul Sfânt nu este o substanță. Duhul Sfânt este o, este o cântare. Duhul Sfânt este putere. Nu este o putere, Duhul Sfânt. Duhul Sfânt are putere. Este o erezie. Duhul Sfânt nu este putere. Este o erezie asta. Neci realitatea Sfintei Treimi. Duhul Sfânt nu este putere. Duhul Sfânt are putere. Duhul Sfânt este atotputernic. Dar nu este o putere. Curentul electric, poți să spui că este o forță sau o putere, dar el nu are personalitate. El nu se poate întrista, nu poate plânge, nu poți sculi, nu poți bajucuri, el nu reacționează. Duhul Sfânt nu este o putere. Duhul Sfânt este o persoană. Deci nu este o substanță pe care Dumnezeu s-o toarne în tine. Pe unde s-o toarne în tine? Deci nu este o substanță Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este Duh. Duhul nu poate fi turnat cu picătura, da? Deci nu poți să gândești umplerea cu Duhul Sfânt în felul ăsta. Tot din exterior în interior, din motivul ăsta că nu este o substanță și din motivul că Duhul Sfânt este deja în noi. O perioadă de timp, dacă este, da. O perioadă de timp m-am rugat și eu să fiu umplut cu Duhul Sfânt. Dar știți la ce mă așteptam? Mă așteptam așa să simt un fel de placă din asta pe ton de câteva tone, așa spiritual. O căzut peste mine. Am fost umplut cu Duhul Sfânt. Nu e asta umplerea cu Duhul Sfânt. Că Duhul Sfânt este în interiorul meu. Dacă Duhul Sfânt mă umple, mă umple de aici. Dacă nu este o substanță, nu pot să... N-am, știți, nu am așa ca la baterie. Îți arată 89%, 90%, 91%, 92%. Nu este așa. Deci Duhul Sfânt te poate umple pe bucățele. Deci nu există lucrul acesta. Este o înțelegere greșită a termenului umplut. Este o umplere din interior, pentru că Duhul Sfânt nu poate fi dat pe bucățele. Ce este în întregime în tine înseamnă că umplerea cu Duhul Sfânt înseamnă, de fapt, o manifestare activă a Duhului Sfânt, care este deja în tine, într-o anumită privință. El se manifestă și am bucurie. El se manifestă și am răbdare. El se manifestă și am o caracteristică a lucrării Duhului Sfânt. Asta înseamnă umplerea cu Duhul Sfânt. O manifestare continuă a Duhului Sfânt în viața mea, ca să trăiesc ca un copil al lui Dumnezeu. Este foarte abuzată înțelegerea umplării cu Duhul Sfânt. Am predicat odată într-o biserică pentecostală versiunea asta a umplării cu Duhul Sfânt, adică biblică, și câțiva frați slujitori care au prezență acolo m-au sunat după aia și zic, măi, n-am auzit niciodată predicat umplerea cu Duhul Sfânt așa. Serios? Pe cum? N-ați avut cartea Coloseni? Care e problema, da? Deci vedeți ce învață Scriptura despre felul în care se face această umplere cu Duhul Sfânt. Ea este necesară pentru toată viața noastră. De exemplu, dacă citiți Efeseni ne prezintă mult mai clar cum se manifestă umplerea cu Duhul Sfânt. Pavel spune, nu vă bătați de vin, fiți plini de Duh. Și după aceea, în limba greacă urmează niște participii care la noi se traduc cu gerunzii. Adică vorbind, umblând, asta gerunzii. Și el spune, fiți umpluți de Duh, vorbind între voi. Adică după ce ai fost umplut, începi să vorbești într-un anume fel. Da? Vorbind între voi. Cântând. Aducând din toată inima laudă Domnului, mulțumind, supunându-vă. Toate lucrurile acestea sunt efectul lucrării Duhului Sfânt în viața noastră. De aceea spun că umplerea cu Duhul Sfânt este vitală pentru toată viața noastră. Este vitală pentru toată viața noastră. Este temelia vieții noastre. Este temelia vieții noastre. Lucrul acesta este arătat prin faptul că Pavel se roagă neîncetat. El, Dumnezeu l-a ascultat
Deci știi că eu am nevoie continuu de lucrul acesta. Asta este stăvința biblică. Să mă rog să am o disciplină a rugăciunii. O disciplină a rugăciunii. Noi trăim ca generația noastră trăim într-o era a automatismului și vrem imediat să facă lucrul ăsta. I-am văzut de pe oameni care turbau un avion când i-a anunțat că mai stăm o oră, mai stăm o oră, mai stăm o oră, că bătea gheața aici. Ce vreți, domnule? Tu ce să voi și opriți gheața, furtuna? Ce vă? Turbau oameni. N-aveți o priză, n-aveți o priză. Toți mi s-au terminat bateriile la tablete, la telefoane, toți căutau prize. Inclusiv eu. Ce să faci? Atâtea ceasuri. Stai pe... Toți vrem să realizeze lucrurile imediat, rapid. Nu, generația noastră, Dumnezeu ne spune, plinătatea Duhului Sfânt nu este o treabă care se rezolvă la o stare, la o seară de stăvință. Nu se rezolvă. Este o disciplină în a depinde de Dumnezeu și a primi această binecuvântare continuă, a fi lucrată în noi de Dumnezeu continuu. Faptul că Pavel se roagă, în discuțiile pe care le am cu unii oameni care cred în voința liberă, despre care Dumnezeu spune că este roabă, dacă Fiul vă va face slobos, veți fi slobos. Dacă nu vă face slobos, veți fi ce? Sclav, așa cum sunt toți oamenii, da? Cine trăiește în păcat este rob al păcatului, este rob lucrului de care se ține, da? Simpla prezența rugăciunilor în Sfânta Scriptură ne arată că noi nu putem face nimic fără Dumnezeu. Simpla rugăciunilor. Dacă tu poți să faci ceva, dacă eu m-aș putea umple de exemplu pe mine singur, dacă aș putea să am bucurie fără Dumnezeu, dragoste fără Dumnezeu, răbdare fără Dumnezeu, să mă rog lui Dumnezeu să-mi dea lucrul ăsta și eu bajocul la adresa lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-ar răspunde de ce îmi cer mie să fac ceea ce trebuie să faci tu. Simpla rugăciune, prezența unor rugăciuni în Biblie, îți demonstrează faptul că depinzi în totalitate de Dumnezeu în lucrurile pentru care te rogi. Când te rogi ca să te porți cumva, înseamnă că nu poți să te porți decât prin ceea ce face Dumnezeu. Și au zis frecvent lucrurile astea. Da, Dumnezeu îți dă, dar și noi trebuie să... Doamne, mă, zic, mă, hai să reducem totul la ceva foarte mic. Măcar să vrei. Și întrebarea mea este, dacă într-o zi nu vrei, ce faci? Păi Filipeni spune că Dumnezeu este acela care lucrează în noi și ne dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Da? Asta este lucrarea Duhului Sfânt în viețile noastre. Lucrarea aceasta este lucrată, făcută de Dumnezeu exclusiv de El. Nu zicem, Dumnezeu ne umple cu Duhul Sfânt dacă noi. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, te va umple într-un fel sau altul. Și apoi, ultimul aspect pe care vreau să-l subliniez până să ne uităm strict la pasajul acesta, la detaliile lui, este că aceasta este vitală din momentul convertirii. Pavel spune, din momentul în care am auzit că v-ați convertit, v-ați întors la Dumnezeu, ați crezut, Evanghelia a avut efect în viața noastră, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii, Acum, cum se realizează această umplere cu Duhul Sfânt? Cum se realizează? Eu am fost la o grămadă de serii de stăruință, stărui și eu. Vreau să vă spun, varianta biblică pe care am amintit-o deja este următoarea. Această umplere cu Duhul Sfânt se face pentru disciplina rugăciunii. Și în al doilea rând, această umplere cu Duhul Sfânt se face prin Cuvântul lui Dumnezeu. Vedem rugăciunea aici și vedem primul lucru pentru care Pavel se roagă ca ei să fie umpluți. Primul lucru este următorul. Nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei lui. Cineva poate să spună, da, aici spune cu ce să fii umplut, nu cum să fii umplut. Și sunt de acord cu tine. Dar, vă uitați un pasaj paralel, Efeseni capitolul 5, unde Pavel, de fapt nu deschideți. Vreau să vă pun o întrebare. Efeseni capitolul 5, versetul 18, nu deschideți. Spune, nu vă îmbătați de vin, ci fiți umpluți de Duh, sau fiți plini de Duh. Vreau să spune cineva care știe care e versetul dinainte. Frate, noi credem umplirea cu Duhul Sfânt. Exact. Ăla e două versete înainte. Între ele, care e între ele? Deci răscumpărați vremea că zilele sunt rele, versetul 16, versetul 18, nu deschide Biblia. Nu vă bătați de vin, aceasta este destrăbălare din potrivă fiți plini de Duh. Care e versetul 17? Ascultați. De aceea nu fiți nepricepuți sau proști, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin, ci fiți plini de Duh. Versetul, am făcut proba asta într-o grămadă de adunări. Oamenii nu știu versetul 17, eu știu pe 18. Mi se pare mai interesant asta cu umplerea. O leacă de show, o leacă de miracol, o leacă de niște treburi. Nu este lucrarea Duhului Sfânt. Ascultați-mă, lucrarea Duhului Sfânt este în legătură strânsă, exclusivă, totală cu Cuvântul lui Dumnezeu. Când cei spun, frate, noi credem în lucrarea Duhului Sfânt, noi vrem să fim umpluți de Duhul Sfânt. Știți care este întrebarea mea? De ce?
Cum stabilesc unii că au fost umpluți cu Duhul Sfânt? Ce ai simțit? Am simțit așa în mine ce? Asta spune Biblia. Că ai simțit ceva despre umplerea cu Duhul Sfânt, nu asta spune Biblia. Biblia spune, înțelege voia lui Dumnezeu, fii plin de Duh. De ce te umple Dumnezeu? Când te umple Dumnezeu? Dumnezeu te umple când în fiecare zi, în fiecare dimineață, disciplina pe care o ai, igiena zilnică spirituală, să ai înainte lui Dumnezeu cu smerenie și lui Doamne, vreau să fac cuvântul pe care l-am citit în această dimineață. Vreau să-L împlinesc. Știu că nu pot să-L împlinesc. Știu că depind total de Tine, Doamne. Doamne, îmi înțelegi ce îmi spui, m-ai iluminat și dacă m-ai iluminat, înseamnă că vrei să fac lucrul ăsta. Umple-mă ca să fac ceea ce îmi spui în cuvântul Tău. Asta e legătura dintre cuvântul lui Dumnezeu și plinătatea Duhului Sfânt. Doar pe aceștia îi umple Dumnezeu cu Duhul Sfânt. Când găsești analfabeții aceștia, analfabeți în privința cuvântului lui Dumnezeu, oameni care spun ce atâta teorie, ce atâta, ce atâta teorie, ce atâta doctrină, Domnule, ce atâta studiu, Domnule, lăsați-o, practica, Domnule, ce practic, ce știi să faci dacă nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu? Ce să practici? E aberant, e absurd. Nimeni nu te, dacă te duce să te angajezi la un job, ce știi să faci? Ce mai e bine, mă, cu teorie? Practică, Domnule. Eu vreau să fac practică aici, nu teorie. Te scoate la imediat pe ușa afară. Du-te și fă practică unde vrei tu, dacă nu habar mai ce să faci. Deci e aberant când da, mini frate, așa, nu teorie, practică, mini frate. Niște aberații. Niște aberații. Dumnezeu ne umple ca să facem cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am înțeles. Dumnezeu, am văzut o imagine superbă pe Facebook, un tip care striga despre a, Doamne, arată-mi voia Ta! Doamne, arată-mi voia Ta! Și cobora o Biblie din cer. Nu cu revelat din nou pentru el, îi dădea pe aia care a fost revelată deja. Pentru asta ne umple Dumnezeu. Ca să facem voia Lui. Nu există niciun om umplut de Duhul Sfânt care este analfabet. În Sfânta Scriptură. Care nu este interesat de Cuvântul Lui Dumnezeu. Care nu are dorință de a cunoaște Cuvântul Lui Dumnezeu și de a face Cuvântul. Nu există așa ceva pe planetă Pământ. Pe niciunul din aceștia Dumnezeu nu-i binecuvântează cu această plinătate a Duhului Sfânt. Pe niciunul. Poate să-ți spune ei că s-o țăpa pe jos, că o făcut nu știu ce, că o simțit. Frate, am simțit. Nu mă interesează ce ai simțit. Dacă n-ai simțit, ce spune Biblia că trebuia să simți. Da? Vezi, această lucrare, Efeseni spune același lucru, Efeseni spune același lucru, Filipeni spune același lucru și ne vom uita, Coloseni spune exact același lucru. Modul în care Dumnezeu ne umple, ne umple rugându-ne înaintea lui Dumnezeu ca revelația din Sfânta Scriptură să fie parte a vieților noastre. Cum face Dumnezeu lucrul acesta? Spune să vă umpleți de cunoștința voiei Lui și fiți atenți. În orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Am la niște sesiuni astea foarte puternice când vrem un element de neștiință, am văzut foarte mulți oameni care pretindeau că sunt pus cu Duhul Sfânt și pur și simplu erau decuplați de realitate. Nu mai știau ce e cu ei. Să nu vă supărați pe mine. Asta este ocultism. Asta nu este lucrarea Duhului Sfânt. Știți de ce? Biblia spune că primul efect al umplerii cu Duhul Sfânt este că o umple de cunoștința voiei Lui. Da? Este o legătură strânsă între Duhul Sfânt și Cuvânt. Mai auziți, slova omoară, noi suntem cu Duhul, slova omoară, dar Duhul dă viață. Acolo vorbește despre vechiul legământ și noul legământ. Despre asta vorbește. Nu vorbește despre Biblie și Duhul Sfânt. Da? Omul a găsit o expresie, gata, am găsit expresia ca să nu ne intereseze de Biblie. Da? Revenim. Primul efect este că ne umple de cunoștința voiei Lui. Al doilea efect este că ne face, nu să ne pierdem mințile, ci din potrivă, să ne băgăm mințile în cap, să fim înțelepți. În orice fel de înțelepciune și pricepere. Nu se decuplează mintea Duhului Sfânt. Dacă citiți Filipeni, pasajul la care probabil ne vom uita în ultima sesiune, spune, mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere ca să deosebiți, să fiți înțelepți, să aveți discernământ spiritual. Duhul Sfânt nu vă gândiți că Duhul Sfânt ne decuplează mintea. Ne face așa un fel din ăștia. Sunt plin de Duhul. Nu face Duhul Sfânt asta cu noi. Din potrivă, te face un om mai sobru, mai serios, bucuros, dar mai serios, pentru că înțelegi mai bine realitatea. Cineva spunea, luciditatea doare. Pentru că vezi clar lucrurile. Dar nu te mai doare, ci ești un plus de bucurie că n-ai Duhul Sfânt. Ești lucid. Când ești un plus de Duhul Sfânt, cu cât ești mai mult un plus de Duhul Sfânt, cu atât ești mai lucid. Cu atât ai mai mult de discernământ. Vezi, problema noastră este gravă. Societatea noastră ne bombardează în felul acesta. Același lucru se spune despre dragoste. Când ești îndrăgostit, nu știu nimic despre nevastă. Am văzut-o, așa se întâmplă, am văzut-o și m-am îndrăgostit de ea. Și m-am căsătorit cu ea fără să știu mare lucru despre ea. Aia a fost îndrăgostea, aia n-a fost dragoste. Știți când e dragoste? Când ea începe să cunoască o grămadă de defecte despre mine, o grămadă de defecte despre mine, eu încep să cunosc o grămadă de defecte despre ea și nu trăim o viață, că n-avem ceva, ce avem pruni și acum trebuie să rămânem căsătoriți. Ci din potrivă, acționăm proactiv, intențional,
să ne depășim defectele, să ne acceptăm, să lucrăm în viața celuilalt și să ne bucurăm de viața pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Aia este dragoste. Nu aia când ai văzut-o, buf, ai dat cu capul de zi, bă, m-am îndrăgostit, aia nu este dragoste. Deci nu confundați dragostea și aceea, că nu este. Aia trece, știți când în luni dimineața, când ți-e foame, zici, nevastă, este ceva de mâncare? Păi nu m-am căsătorit ca să fac de mâncare. Nu m-am căsătorit să ne uităm unul la altul, în ochii așa, unul la altul, în bar, sub un prun, ne pică câte o prună în cap și frumoasă e viața. Eu așa am crezut. Nu, n-ai crezut. Noaptea la ora 2, când spune Andrei, nu te duci tu, sabe ce să-i plăsesc la de lui ăla? Eu m-am gândit la asta, nu la de mere. Sau dimineața la ora 7, vezi că era mic o făcut pe el. Ce treabă are luna de mere cu asta? Are. Aia este dragoste. Aia este... Nu... Noi înțelegem dragostea mult decuplați. Fericirea e să nu mai știi de nimic. Fericirea e să nu mai știi de nimic. Nu e adevărat. Mulți care înțeleg umplăriat cu Duhul sunt ca a trage droguri pe nas. Sunt fundamental greșit. Un fel de euforie din asta sunt umplă cu Duhul Sfânt. Nu ești. Deci nu ești deloc. Nu ești deloc. Umplăriat cu Duhul Sfânt ne pune într-o relație, suntem umpluți de cuvânt, da? Suntem iluminați duhovnicește, primind înțelepciune. Vedeți, Biblia nu spune aici că devin un calașnicov de versete. Și așa de bine am învățat Biblia, că când cineva spune ceva, eu am un verset pentru el. Pac, i-am dat-o. El a spus, pac, i-am dat versetul. El a spus, pac, i-am dat versetul. Că noi știm Biblia. Nu asta e împărerea cu Duhul Sfânt. Ci este o iluminare interioară ca să pricep, să înțeleg cum trebuie să practic Cuvântul lui Dumnezeu. Deci primul efect, sunt un de Cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea efect, sunt o iluminat spiritual sau o înțelepciune și pricepere, ascultați. Nu mentală. Este mentală, dar este mai mult decât mentală. Este duhovnicească. Un ateu poate să asculte în amiază asta ce spune aici și să înțeleagă. Dar el nu are o înțelegere duhovnicească, ci are o înțelegere mentală. Noi vorbim despre o înțelegere duhovnicească care are un impact asupra inimii tale, asupra Duhului tău. Și al treilea efect, da, este cuvânt, este înțelepciune, al treilea efect este purtarea, pentru că astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul. De asta mă umple Dumnezeu. Am înțeles Cuvântul lui Dumnezeu și practic Cuvântul lui Dumnezeu. Este o pricepere a Cuvântului lui Dumnezeu și o practicare a Cuvântului lui Dumnezeu. Efeseni spune exact același lucru. Ce spune înainte de versetul 17? 17 spune, înțelegeți care este voia Domnului, dar Efeseni 5. 18 spune, fiți plini de Duh. Ce spune 16? Fără să vă uitați în Biblie. Răscumpărați vremea? Că zilele sunt rele. Da? Și ne cheamă să nu umblăm cu... Zice, să nu fim neînțeleți, ci înțeleți. Și în pasajul acela să leagă umplerea cu Duhul Sfânt, de Cuvântul lui Dumnezeu și de umblare. Deci unul din ăsta care a ieșit de la stăruiță și a doua zi înjură, cum au înjurat și înainte. A doua zi se duce și pune mâna pe prietena lui, în ghilimele, cum a făcut și înainte. Sau curvește cum a făcut și înainte. Să uită la pornografie cum a uitat înainte. Fură, copie ca înainte, nascute de părinți ca înainte și să poartă ca înainte. Aia nu este umplerea cu Duhul Sfânt. Este o falsificare grosolană, o bajocorire a lucrării Duhului Sfânt. Mulți oameni spun, Doamne, să nu ne pronunțăm, să nu spunem nimic. Asta că poate și ei experimenta ceva. Nu jignim pe Duhul Sfânt dacă nu spunem ceva despre falsuri. Nu dacă spunem ceva. Într-o era, noi suntem într-o era toleranței. Doamne, să tolerăm pe toată lumea, că dacă nu ei nu o să ne tolereze pe noi. Cam asta e. Deci tu tolerează-ne pe noi, că dacă nu, noi nu te tolerăm pe tine. Nu, Domnul. În ce privește lucrurile despre care Scriptura ne vorbește foarte clar, suntem chemați să expunem lucrurile pozitiv, dar în același timp să arătăm care sunt falsurile. Și acesta este un fals. Umplerea cu Duhul Sfânt ne duce la o purtare. La ce fel de purtare? O purtare într-un chip vrednic de Domnul. Și de la versetul 10 în jos, Pavel ne spune ce produce Duhul Sfânt în viața noastră. Ar fi fatal pentru voi să spun, fraților, predicele baptiste tipice, fraților, trebuie să ne purtăm într-un chip vrednic de Domnul. Vedeți ce spune Cuvântul lui Dumnezeu? Măi, de ce nu vă purtați într-un chip vrednic de Domnul? Mai tinerilor, știu eu ce faceți voi pe la școală, știu ce faceți acasă, știu ce faceți când stați în fața calculatorului. Să vă purtați într-un chip, trebuie să ne purtăm într-un chip vrednic de Domnul. Dacă nu ne purtăm într-un chip vrednic de Domnul, nimeni nu să fie cu noi. Nu asta spune pasajul. Pasajul se roagă, ne arată un om care se roagă lui Dumnezeu ca El să ne umple și să putem trăi așa. Pasajul ne pune în fața unui Dumnezeu suveran care El produce această lucrare în noi. Pasajul vrea să ne aducă la punctul în care înțelegem că depinde total de Dumnezeu, total de Dumnezeu. De aia ne rugăm. Că depinde total de Dumnezeu. De aia ne rugăm, că înțelegem că nu putem prin propriile noastre puteri. De aia geniul acesta de Apostol Pavel, care a plantat biserici în toată lumea cunoscută de atunci și a scris o mare parte din Noul Testament. Un geniu, un om duhovnicesc, un om cum n-a fost altul. De aceea și omul acesta înțelege că nimeni nu poate să trăiască cum vrea Dumnezeu fără puterea lui Dumnezeu. Nici el.
De asta se roagă. Asta arată rugăciunea. O dependență totală. O dependență totală de Dumnezeu nostru. Dependență totală de Dumnezeu. Cum ne ajută Duhul Sfânt să trăim? Deci ne face înțelepți, ne umple de cuvânt și ne face să ne purtăm. Cum? Practic cum? E primul lucru pe care spune el aici, ca ne purtăm într-un chip vrednic de Domnul, ca să fim plăcuți. Ca să fim plăcuți în orice lucru. Mi-aduc aminte când m-am îndrăgostit eu de nevastă. Mea eram în facultate. Până atunci umplam așa cu hainele lui pe mine, ca un rapper din ăsta. A, niciun stil, nu m-a interesat nimeni. Deodată, a început să mă intereseze domeniul vestimentației. Și acum se ocupă ea, când poate, dar deodată a început să mă intereseze. Deodată m-a interesat cum stă părul. Până atunci nu m-a interesat. Să mă interesează mai de toate fetele, băi, hai, ce o treabă, eu am venit să fac facultate. Deodată m-a interesat altceva, mai mult decât facultatea mea. De ce? Vroiam să îi plac. De ce vroiam să îi plac? Pentru că am început să-mi definez fiecare aspect al vieții în relație cu soția mea. Și când stăteam la masă, mă gândeam cum mănânc. Dar oare ce spune despre felul cum mănânc? Și în timp ce mâncam, mă uitam la unghiile mele. Mă, am unghiile tăiate. Scurate, tot în regulă. Fata se vadă cu unghiile netăiate și murdare groază, teribil. Deci ai încurcat. Poți să-ți iei, adio, salut. Da? Acum depinde, da? E bărbierit? Nu ești bărbierit. Ești bolat? Toate lucrurile încep să le gândești în relație cu o singură persoană. Noi suntem orientați spre noi înșine. Eu vreau să-i plac ei, ca să o am pentru mine. Tot la mine mă gândeam. Duhul Sfânt îți orientează, te schimbă din orientarea aceasta spre sine, de a face lucrurile pentru sine, în a fi orientat spre Dumnezeu. Vrei să-i placi lui Dumnezeu. Eu urăsc din temele, din toată inima mea, religia asta care se bazează pe regulă. Trebuie să-i placem lui Dumnezeu că nu avem ce face, dar nu ne primește în cer. Nu asta. Crezi că Dumnezeu vrea niște roboței care îl urmează pe el din frică? Dumnezeu nu știe că inima noastră e frică și că nu le iubim deloc? Că încercăm să respectăm niște reguli exterioare? Dumnezeu vrea inima noastră. Dumnezeu vrea să ne placă. Să ne placă, să ne găsim plăcerea cum facem lucrurile pentru el. Și simt că Dumnezeu e cea mai frumoasă ființă din univers, îl iubim din toată inima, ne place de el și vrem să trăim pentru el. Și timp ce facem lucrul acesta, ne facem cel mai bine nouă. Cel mai mare bine ne facem nouă când trăim pentru gloria lui Dumnezeu, pentru plăcerea lui Dumnezeu. Asta face Duhul Sfânt. Dacă dimineața asta n-ai o plăcere pentru a trăi pentru Dumnezeu, Duhul Sfânt poate să te orienteze în direcția aia. Să-ți dea plăcerea asta pentru Dumnezeu. În al doilea rând, Duhul Sfânt te ajută să-i predai lui Dumnezeu orice lucru din viața ta. Spune aici, să-i fii plăcut în orice lucru. Diferența fundamentală dintre un religios și un om regenerat este următoarea. Omul religios vrea să-i dea multe lucruri lui Dumnezeu, dar are niște domenii în care nu-i permite lui Dumnezeu să intre deloc. Poate în banii lui, poate în relațiile lui intime, poate când stă la calculator. Deci, domnule, dau lui Dumnezeu ce vrea el. Mă duc și duminica la biserică, mă și eu fac ce vrea Dumnezeu. Dar în domeniul ăsta Dumnezeu nu are nimic de spus. Fundamental greșit. Duhul Sfânt este acela care scoate din viețile noastre toate domeniile ascunse. Chiar și după ce am fost născuți din nou. Tindem uneori să avem niște domenii pe care vrem să le controlăm noi. Duhul Sfânt te ajută, te împinge, te călăuzește, te cucerește, te atrage să iei lucrurile acelea să vii înainte lui Dumnezeu cu el. Să spui, Doamne, Tu ești Domnul vieții mele în totalitate. Și lucrul ăsta este adevărat. În orice lucru spune Sfânta Scriptură. Nu-ți fracturezi viața. Nici temporal, nici pe domenii. Îi dau lui Dumnezeu 3 zile, 4 le-au pentru mine. Îi dau lui Dumnezeu 5 minute dimineața, restul sale merg. Greșit. Pune-L pe Dumnezeu. Ce greșit e înțeleasă expresia asta, creșeul ăsta. Pune-L pe Dumnezeu pe primul loc din viața ta și pe celelalte locuri cine? Satana, plăcerile, curvia, hoția, copiatul, neascultarea. Ce e rezolvat? Iar n-am Dumnezeu, am înțeles că trebuie să citesc un psalm dimineața și să mă rog. M-am rugat 10 minute și restul 23 de ore și 50 de minute sale mele. Nu despre asta vorbește Biblia. Biblia vorbește să-i dai totul lui Dumnezeu. Nu că Dumnezeu te jefuiește și nu mai faci nimic, ești un abstinent în orice privință. Nu mai faci nimic. Nu trebuie să faci nimic. Nu. Faci foarte multe lucruri, dar le faci în relație cu Dumnezeu. Asta face Duhul Sfânt. Îl aduce pe Dumnezeu în relație cu orice domeniu, cu orice lucru din viața ta, da? Cu orice lucru din viața ta. În al treilea rând, nu doar cauți să-i placi lui Dumnezeu, nu doar îi predai lui Dumnezeu orice lucru, ci rodești în fapte bune. Auziți? Ca să fiți plăcuți în orice lucru. Ca să fiți plăcuți în orice lucru. Și apoi spune, aducând roade în tot felul de fapte bune. Cum face Dumnezeu? Cum ne ajută Dumnezeu să diferențiem un creștin adevărat de un creștin care nu este adevărat? Spune Scriptura, îi veți cunoaște după, nu discursurile lor, nu aparențele lor, nici după hainele lor, că cineva se poate îmbrăca foarte de ce? Și ai voi inimă stricată, putredă.
nu după rugăciunile lor, fariseii se rugau, nu după tărnicia lor și fariseii dădeau tărnicie, după mersul la templu sau la biserică și ei mergeau, niciunul dintre lucrurile astea nu este greșit. Deci nu este niciunul greșit dintre ele. Toate sunt bune, dar nu după asta îi vei cunoaște. Ce spune, îi vei cunoaște după roadele lor. Nașterea din nou se cunoaște după roade, plinătatea Duhului Sfânt tot după roade se cunoaște. De aceea, toți, vezi, este un sentiment de inferioritate pe care încearcă unii să mi-l transmită. Noi avem tineri ăștia, suntem un plus cu Duhul Sfânt, voi nu prea credeți în treaba asta, nu? Mă, ai fost un plus cu Duhul Sfânt, spune și mie ce s-a întâmplat după aceea. Păi a simțit o bucurie, hai, la plimbare. Ce spune Biblia că se va întâmpla? Spune că veți rodi în tot felul de fapte bune. Vezi, știți ce? Fiecare dintre noi suntem predispuși și suntem înclinați și este ușor să facem anumite lucruri. Nu este ușor să predic, vreau să predic, îmi place să predic. Nu este greu să fac asta, da? Este greu să fac alte lucruri. Lucrarea Duhului Sfânt se arată în viața mea dacă pot să fac lucrurile acelea bune care nu sunt ușor, care nu vin ușor la mână să le fac. Fraților, cine vrea să fac un anumit lucru? La unele lucruri se împinge toată frăția ta. La alte lucruri care sunt la fel de bune și sunt la fel de mult poruncite de Sfânta Scriptură și sunt la fel de importante, nu se duce nimeni. De ce? Pentru că celelalte le-au făcut prin fire. Le-au făcut să le facă. Le facem ușor. Suntem obișnuiți să le facem. Duhul Sfânt ne-a putut să rodim în tot felul de fapte bune. Și aici se vede diferența dintre credincioși și necredincioși. Necredincioși fac fapte bune. Când aud de cineva o predică despre depravarea totală a lumii căzute în păcat, a oamenilor necredincioși, spune, dar eu știu un om bun, Domnule. Ăsta nu dă în cap la nimeni, nu face aia, nu face aia, nu face aia, nu face aia. În primul rând, e greșit să definești viața prin ce nu faci. Prin ce nu faci. Și în al doilea rând, el poate să facă o grămadă de lucruri, dar nu le face în relație cu Dumnezeu. Și în al treilea rând, o faptă bună nu se definește doar prin ceea ce se vede în exterior, ci prin ceea ce este înăuntru. Din ce inimă iasă? Din ce motivații fariseii se rugau frumos, bine, teologic și mult? Reșea dintr-o inimă stricată, Domnul spune, sunteți morminte văruite, arătați bine pe exterior, voi și cu rugăciunile voastre și cu ritualurile voastre, dar nu sunteți născuți din nou înăuntru, plin de oasele morților, de putreziciune. Vă nu faceți dintr-o motivație bună, din dragoste sinceră pentru Dumnezeu. Voi nu vreți să-i placeți lui Dumnezeu, voi căutați aplauzele oamenilor. Duhul lui Dumnezeu ne ajută să rodim în tot felul de fapte bune. Apoi, în al patrulea rând, Duhul Sfânt ne crește în cunoștința lui Dumnezeu. Ne crește cunoașterea de Dumnezeu. Și eu cred că asta este esența vieții. Esența vieții nu este să ții reguli. Viața veșnică este aceasta? Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus pe care l-ai trimis. Asta este viața veșnică. Duhul Sfânt este singurul care ne luminează mintea să vedem frumusețea Domnului Iisus Hristos. Când eram nenăscut din nou și auzeam despre frumusețea lui Hristos, mi se părea așa o chestie de ciudată, cel puțin ciudată. Și se zice pentru că în 2 Corinteni capitolul 4, Pavel spune că Satana ne-a orbit mintea ca să nu vedem strălucire. Slava lui Dumnezeu, frumusețea lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu. De asta nu putem să fim îndrăgostiți. Că nu-L vedem frumos. Că nu-L vedem frumos. Că nu suntem captivați, nu suntem cuceriți, nu suntem atrași și irezistibili de frumusețea Lui. Dar când Duhul Sfânt ia vălul de pe ochii noștri, când Duhul Sfânt ne luminează și ne arată frumusețea Lui Hristos, atunci suntem atrași de El. Lucrarea aceasta este făcută de Duhul Sfânt. Creștem în cunoașterea Lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, prin Domnul Iisus Hristos. Apoi, al cincilea lucru pe care îl spune că se întâmplă este că Dumnezeu ne dă puterea Lui. Întăriți cu toată puterea. Acum suntem la o întâlnire de tineri și o să fac acum niște, cum mai spun unele lucruri, mai arăt ceva. Întreb pe mulți frați, frate, cum e viața de credință? Știți cum definezi mulți viața? Vezi întâlnită așa, greu frate, greu frate. Frate, ești pocăit, mergi înainte, slavă Domnului. Frate, cine poate să zică că e pocăit? Cum e frate? Greu frate, ne luptăm frate, ne luptăm frate. Și vezi, băi, să uite câte unul la el, bă, n-aș vrea să fiu creștin. Așa îmi imaginez că foarte mulți credincioși care greu să luptă, mergem, ne târâim. Îi văd venind la poarta celor toți juriți, cu coatele rupte, tot. Beliți din cap până în picioare, Domnule. Fără piele, tot. Dumnezeu repede la reanimare cu ei, foarte, au ajuns la asta. Nenorocire așa. Cum a fost? Cum a fost fiurile pe pământ? Greu, Doamne, greu a fost. Doar tu știți, în țărână este praș și pulbere. Asta spune Biblia despre noi? Asta spune Biblia despre noi? Nu spune Biblia asta. Auziți ce spune Biblia? Suntem întăriți cu toată puterea. Dacă noi vrem. Nu așa spune. Spune potrivit cu tăria
slavei Lui. Potrivit cu bogăția Lui Dumnezeu ne dă putere. Potrivit cu harul Lui ne dă putere. Nu există nicio poruncă pe care Dumnezeu să ți-o dea în Biblie și să nu-ți dea ție credinciosului putere pentru ea. Înainte să fii credincios, nu-ți dă putere ca să arate neputința. Dar după ce ești credincios, îți dă putere ca să împlinești voia lui Dumnezeu. Nu există nicio poruncă prea care să spui, prea greu ce cere Dumnezeu. De aceea Ioan îi spune așa cu zâmbetul pe buze și nu suntem oripiloase la auzim asta. Că și poruncile lui nu sunt? Ai mă, e exagerare, că știm că sunt grele. Că suntem în lumea asta în care sunt atâtea ispite și satana se luptă și așa de dificil și noi știm că e greu. Doamne Iisuse, doar Tu știi cum a fost, că și Tu ai fost pe pământ. Nu, când Duhul te umple și când Duhul te îndrăgostește de Dumnezeu și când Duhul îți orientează toată viața spre Dumnezeu și când Duhul îți dă putere, poruncile Lui nu mai sunt grele. Ne umple cu puterea Lui supranaturală, este o putere supranaturală. Nu este vorba despre puterile noastre aici. Noi putem totul, dar în Hristos. Putem totul, dar în Hristos. Sunt oameni care renunță la, spune că au renunțat la Dumnezeu când au avut prea multe bogății. Nu au avut niciodată pe Dumnezeu, că bogăția cea mai mare la Dumnezeu. Cât de fraier trebuie să fii să renunți la cea mai mare bogăție pentru a lua niște lături. Deci n-a avut niciodată pe Dumnezeu omul ăla. Alții zic că a renunțat la Dumnezeu când a trecut prin circunstanțe nefavorabile, tragedii ale vieții. Da? Și asta este o eroare extraordinară. Psalmistul spune, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, nu renunț la tine. Că și tu ești cu mine. Da? Că și tu ești cu mine. Duhul Sfânt ce face? Duhul Sfânt ne face ca în fiecare situație din viața noastră să poți totul prin puterea Lui în Hristos. Poți totul. Și când ești în bogăție și fericire, îți dai seama că lucrurile acelea sunt nimic în comparație cu Dumnezeu și că ele vin de la Dumnezeu. Și când ești în nenorocire și în necaz, știi că cel mai important lucru îl ai deja. Și nu e niciun fel de problemă. Și îl ai pe Dumnezeu. Și indiferent prin ce treci, îl ai pe Dumnezeu. Duhul Sfânt te ține în situația asta. Te întărește cu puterea Lui. Și de ce ne întărește Dumnezeu? Ne întărește cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui. Și apoi spune că avem, facem lucrul acesta pentru orice răbdare și îndelungă răbdare. Aș vrea să vă întreb, sincer, vreți răbdare? Vreți răbdare? Ați vrea să fiți mai răbdători? Să nu vă mâniați. Să nu fiți explozivi. Știți că facem atâtea prostii când ne mâniem și suntem explozivi. Să nu cădem, să nu ieșim. Așa știți cum vine răbdarea? Însă răbdarea, cuvântul răbdare, înseamnă că perseverezi atunci când este o opoziție, când este un obstacol. Când ceri răbdare, zici, Doamne, am niște obstacole din viața mea, în viața mea, așa încât prin puterea Duhului Sfânt să le depășesc și să mă întăresc prin ele. Fraților, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, știind că, ce? Încercarea credinței voastre lucrează? Răbdare, Doamne. Așa vine răbdarea. Răbdarea nu vine când este o poziție în viața ta și tu te prăbușești. Răbdarea vine când este barieră, o poziție în viața ta și Duhul Sfânt te ajunge să le depășești. Răbdare sau îndelungă răbdare înseamnă perseverență. Să continui, să perseverezi. Ceea ce ne ajută pe noi să perseverăm pe care este Duhul Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt. Eu cred în perseverarea noastră. Eu nu cred că nu ne pierdem niciodată din mâna lui Dumnezeu, dacă suntem al lui Dumnezeu. Dar nu perseverăm oricum, automat. M-am mântuit Dumnezeu și o rachetă până în veșnicie. Nu, nici așa. Nici pe jos sperit, dar nici așa, automat. Nu e doar o chestiune de timp până acum. Nici nu trebuie să-mi bat capul. Eu o să ajung oricum. Nu. Perseverez prin această metodă, perseverez prin ceea ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Dar depinde de această perseverență total de Duhul lui Dumnezeu și de lucrarea pe care El o face în noi. Răbdare și îndelungă răbdare, și ce e interesant că pune îndelungă răbdare alături de bucurie. De bucurie. În general, când trecem prin încercări, nu ne bucurăm. De ce spune și Iacov și aici ne spune să ne bucurăm când trecem prin felurite încercări? Că știm câștigul care este în încercare. Adică știm că tragedia sau necazul ăla este inferior, infinit de inferior, pe lângă bogăția spirituală, caracterul care este lucrat în mine prin acea încercare. Știu că Dumnezeu ce lucrează ceva atât de valoros în mine, încât nu mai contează ce durere provoacă încercarea în viața mea. Nu mai contează ce pierdere am datorită acelei încercări în viața mea. Îndelungă răbdare cu bucurie. Când eram acasă la tata și eram nenăscut din nou, tata ne învăța cum duceți la școală. Copiii fac multe lucruri rele, se bat, să nu știu ce, dacă cineva te împinge, te îmbrâncește, te înjură, tu să nu reacționezi, să te abții. Și am învățat. Doctrina asta abstinenței n-a funcționat niciodată la mine, mai ales că eram nenăscut din nou. Deci eu, tata m-a învățat să fiu un îndelung răbdător, dar nu eram niciodată bucuros. El îmi dădea o palmă, eu îl plecam în picioare. Asta era abținerea pe care am reușit să o fac. Că nu puteam, numai cum, în firea pământească să faci așa ceva. Când Duhul Sfânt te umple, când ai ajuns în necaz, când ai ajuns în suferință, când ai ajuns în tragedie, când ai ajuns în fața obstacolului, Duhul Sfânt
își dă și bucurie, spui aici, acum lucrează Dumnezeu ceva în viața mea. Ca să spune Biblia, trec prin felurite încercări ca Dumnezeu să mă fac un om de caracter, să mă fac un om puternic. De asta spune, să privești ca o... Noi avem multe bucurie pe pământ, dar să privești ca o mare bucurie când Dumnezeu lucrează caracter în viața ta. Ca o mare bucurie când treci prin încercări, ca o mare bucurie. Asta lucrează Duhul Sfânt. Nu încerc. Am auzit mulți carismatici care zic, bă, voi ziceți că bolile lucrează caracter în voi. Voi credeți, ziceți că Dumnezeu lucrează prin tragedii? Ce absurd sunteți! Ce, Dumnezeu își bate copiii lui ca să-i facă mai sfinți? Ce absurd! Nu, noi nu spunem că tragedia în sine ne face sfinți. Ci spunem că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, în mijlocul acelei situații, lucrează caracterul noi. Și atunci se vede plinătatea Duhului Sfânt, atunci se vede lucrarea Dumnezeu în noi, când nu toate lucrurile merg ca pe roate. Când nu mergi noi totuși suntem oameni de caracter. Când nu mergi noi totuși ne credem în Dumnezeu. Când nu mergi noi totuși ne bucurăm. Spune fraților Pavel în Tesalonice, voi ați primit cuvântul lui Dumnezeu în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Asta a fost extraordinar la ei. Nu că au trecut prin necazuri, mulți au trecut. A fost extraordinar că s-au bucurat în mijlocul necazurilor. S-au bucurat în mijlocul necazurilor, da? Asta ne dă plinătatea Duhului Sfânt. Căutăm să-i place lui Dumnezeu. 2. Predăm lui Dumnezeu orice lucru pe viața noastră. 3. Rodim în fapte bune. 4. Creștem în cunoașterea lui Dumnezeu. 5. Ne dăm putere supranaturală. 6. Suntem perseverenți, da? 7. Avem bucuria aceasta supranaturală. 8. Înțelegeți din toate acestea că asta este roada Duhului Sfânt. Roada Duhului Sfânt. Bucuria, îndelungă răbdarea, răbdarea, aceasta este roada Duhului Sfânt. 9. Și mai avem încă unul. Plinătatea Duhului Sfânt ne ajută să apreciem bogățiile duhovnicești. Bogățiile duhovnicești. Uitați ce spune Scriptura aici. Spune aici așa. Mulțumim Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea Sfinților Lumină. El ne-a izbăvit și începe să spun binecuvântările pe care Dumnezeu ni le-a dat prin Domnul Iisus Hristos. La început ne-a îndemnat fratele să lăudăm pe Dumnezeu, să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Pentru tot felul de binecuvântări ce este. Și nu așa că suntem așa slab la binecuvântare pe Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că îl binecuvântăm pe Dumnezeu. Doar atâta timp când Dumnezeu prin Duhul Sfânt ne luminează să vedem valoarea acestor bogății. Tu citești. Au zice, ne-a izbăvit de puterea Dumnezeu. Am. Mulțumim, Domnule, Doamne, îți mulțumim, ne-a izbăvit. Dar nu are un impact în viața ta asta. Când Duhul Sfânt te luminează și îți arată ramificații de la fi izbăvit de sub puterea Întunericului. Poate Duhul Sfânt îți deschide mintea să vezi pe unul care este acum sub puterea Întunericului sau să-ți aduce aminte când tu erai sub puterea Întunericului și ce robit erai și ce terfelit erai de Satan acolo. Atunci când îți aduce Duhul Sfânt lumina, începi să valorifici această binecuvântare, dar numai Duhul Sfânt poate să facă asta. Și ultimul rezultat al acestei plinătăți a Duhului Sfânt este închinarea. La fel este și în Efeseni, în Efeseni este accentuat numai. Spune mulțumim Tatălui care. Și începe să spună ce a făcut Tatăl pentru noi. În Efeseni spune vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântați și aduceți din toate inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Asta face plinătatea Duhului Sfânt în viața noastră. Ne face niște închinători. Niște oameni care laudă pe Dumnezeu. În foarte multe adunări, în special baptistică, multe adunări de alt soi, cântă oamenii mult prin fire. Greu de detectat, dar multe adunări baptiste, spun că sunt baptiști, oamenii mârie cântările, mormăie cântările. Le mormăie. Și zice, unu, pentru că nu au mintea deschisă la binecuvântările lui Dumnezeu, și doi, pentru că au rezultat la vederea binecuvântărilor și bogățiilor spirituale, ca rezultat, nu au Duhul acesta de închinare. Duhul autentic de închinare nu înseamnă să dai din gură. Ce nu pot să-i mulțumesc fără... De ce trebuie să fie un efect al Duhului Sfânt? Ca să fie autentic, ca să fie ceva din inimă, ca să fie ceva real, trebuie să fie un rezultat al lucrării Duhului Sfânt în viața mea. Altfel Dumnezeu nu primește închinarea noastră. Dumnezeu nu primește doar închinarea cu gura. Poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar cu inima este departe din mine. De asta mormăie. De asta mormăie Domnul. Asta mă. Duhul Sfânt vine să ne facă niște închinători. Aceasta este umplerea, sau aceasta este plinătatea pe care Duhul Sfânt o face în viața noastră. Vine să transforme definitiv viața noastră. V-aș invita să vă uitați din nou la pasajul acesta acasă și să înțelegeți că depindem total de Dumnezeu. Asta este esența. Depindem total de Dumnezeu. Putem să trăim viața pe care ne-o dă Dumnezeu. Nu perfect, dar putem să o trăim, dar numai în dependență totală de Dumnezeu. Trebuie să avem o relație serioasă cu rugăciunea. Cu Dumnezeu nostru prin rugăciune, trebuie să avem o relație serioasă cu Dumnezeu nostru prin cuvânt. O versiune mai complicată a plinătății Duhului Sfânt, mai grea, care implică disciplina. Care este versiunea biblică. Amin. Amin.